Hai, salutare, guys, și bine ați venit la un nou episod. Suntem acum pe Mir 4, ca idee. Acum o să vă arăt cum să faceți, să stați la crafting pentru iteme rare. Fii atent, acum suntem la un boss rai, nu? Am creat un rai cu Big Sera, suntem aici cu amicul nostru. Așa că o să dăm un start, o să vedeți că am astea 4 iteme. E posibil să le luați 100%. Cam din câte mi-a venit informația, cam într-o săptămână cam puteți să aveți iteme rare pe jocul ăsta. Așa că nu uitați de butonul de like și subscribe și let's go. Puteți să dăm drumul Big Sera. Mă auzi? Vezi că ești da. Mut. Îi dau drumul, nu? Da. Haide. De. Să vede că nu te-ai trezit bine. Bă, azi am zis că fără live. Am fost plecat de dimineață bună și n-am avut așa de mult timp, așa că, na. Bun, ce trebuie să faceți? Să omorâm pe ăștia? E prima dată când vin la raid, pun exemplu. Da, îi omorâm la final boss. No, păi haide, let's go. Hai că l-am pus pe auto eu. N-au curios dacă e chiar adevărată faza ce mi-ai povestit tu. No, bun. Ia că avem unică aici. Da, pus de level mic, mă. Păi bine, și după ce omorâm pe ăsta, ni se deblochează și celălalt sau cum e? Nu, trebuie să-ți faci PS și cu cât ai PS-ul mai mare, cu atât te lasă la... A, se deblochează el automat. La boss, da. No, cam pe aici se duce, sper că mergem bine. Păi, pe automat, știe, pe nu, no, super așa. Dacă așa, bine, dacă vineam de unul singur, mi-era greu. Deci, dacă vrei să iei ceva mai bine, îți faci vreo 4 caractere sau 4 prieteni și te duci. Maxim e 5 caractere, na. Acum, în 4, dacă ai un pic mai mare, pe ăsta, hai să mergem direct la boss. Mamă, rotten. Asta nu e boss, asta e un mini unic de asta. După asta, după ce o să-l batem, atunci o să vină. Stai că dau un pic muzica mai tare. La joc ca să audă. Ah, super. Ah, înțeles, am dat prost. Bă, n-am văzut că m-am deschis muzica. Bă, mă doare capul. Păi și cum? Sare el automat sau cum? Da, mă, face el tot. Mame, sper să nu mor pe aici. Ba, o să mor. Nu. Mamă, ce noroc am avut pe aici. Hai să mergem. Suntem acum cu celălalt caracter, guys. Voi puteți, un exemplu, să... Străinii, o să puteți să dați acolo pe translate la videoclip și... Puteți să învățați din videoclipurile astea cum se fac, ce? Vreau să zic cum se fac. Și apoi, na. Wow, că repede moare asta. Ia, deja are 5-9. Stai să mă duc un pic mai încolo să nu mă trezesc cu crime system, ok. Am luat niște vigoruri de aici. Am înțeles. Mi-am dat stun. Mie mi-a dat stun. Vezi că te atacă ăla. Hai să mă duc un pic mai în spate. Dar n-ai știu că arbaleta poate să dea stun. Nu. E cu piciorul ăla verde. Ah, păi acolo da. Cred că skill-ul ăla îl știu, dar acum chiar că nu. Ia uite, el mi-a dat acum stun. Păi dacă ai fost în raza lui. Dacă n-am apucat să fug. M-am dat knockdown. Și mi-a dat și stun. Am înțeles, ți-l-a dat pe toate. A, că nu mai are ori 10, nu-i chiar așa de mult. Stai slab. Hai să vezi mai acolo. Ce, am terminat? Da. Atât am făcut. What the fuck, 4-5 minute. Da, bun. Part reward. Eu am luat așa. Bix, tu ai luat destul de bune iteme.
Alo, mai bine uite mele decât mine. Da, nu m-am uitat, trebuia să dau cu la My Reward. Nu bun. Ca idee, vă duceți aici, raid, creați unul după ce aveți, în exemplu, 20.000 de piesuri și vă puteți duce. Eu m-am raid ticket 1, de la create sau nu vedeți acum de webcam, search raiduri și let's go. Nu mai ce să mai faci. Așa că dacă ți-a plăcut episodul, nu uita să apeși pe butonul de subscribe și butonul de like și ne întâlnim data viitoare la un nou episod. Pa, pa!